Bună dimineața! Astăzi conducem mașina vedetelor, un GLE Coupé 2020. O numesc mașina vedetelor pentru că o mare personalitate vedete din România, Dorean Popa, are așa ceva. Și vreau să vă prezint mașina asta, chiar dacă plouă un pic și o să ne udăm, o să ne și distrăm. Așa că hai să înceapă vlogul, plecăm fain frumos direct din fața casei și trebuie să mergem cu bebelușul Ștefi să-și ia un sandwich, că ea nu poate filma review-uri dacă nu papă. Frigut un pic în interior. Mașina asta are 6000 de kilometri, deci e practic nou-nouță și uitați-vă ce frumos e interiorul. Îmi place cum ecranele astea se unesc, îmi place cum bam, trage aici, ai butoane simpliste, ai touchscreen până și aici. Bineînțeles, aici n-ai touchscreen, dar nu ți-ar trebui pentru că aici controlezi din volanul ăsta superb. Și hai să plecăm. Ai, și fii atent, asta e Mercedes-ul pentru că facelift-urile de la mașinile astea noi, de exemplu GLC-ul facelift, GLE-ul facelift, că și ăsta e facelift, dar modelul care a apărut în 2016, ăsta e 2020, vin cu MBUX standard, practic poți să vorbești cu mașina ta, de exemplu, hey Mercedes! Hey Mercedes! How may I help you? Turn on my heating seats. Seat heating is on. A, așa, nu-l luat el din prima, dar nici unul cel mai bun la engleză și tare că poți să-i dai comenzi vocale, încă nu-i cel mai bun, dar în viitor o să fie șmecher, șmecher și plecăm! Și de ce zic eu că e mașina vedetelor, mașina asta? E dintr-un motiv foarte, foarte simplu. Pentru că nu numai că e o mașină care e super aspectoasă, adică uite-te, ajungi cu ea undeva, toată lumea o să zică, bă, ce bine arată, dar e și o mașină confortabilă de condus. Exact de ce are nevoie, practic, o vedetă. Știm că Dorean Popa are un GLE de genul și mi se pare că atunci când ești concentrat la a da energie pe cameră, la a filma, la a face lucruri care, nu știu, pe care le fac vedetele, nu poți să ai o mașină care are gardă joasă sau care e greu de condus, pentru că îți creează bătăie de cap, știi? Ăsta e SUV, arată bine, e brand bun, e Mercedes, are toate dotările pe care ți le poți dori și atunci de-aia e mașina vedetelor. Dotări pe care vreau să vi le arăt astăzi, că mașina asta, sincer, o să încerc să bag și de vină un pic, dar e greu, pentru că e demențială. Așa, și am mașina asta de la Webcar, o firmă care practic aduce orice mașină vrei tu pe comandă, ți-o aduce și firmele de genul care îmi dau mașini să fac un review, firme foarte bune care sincer merită lăudate, pentru că imaginați-vă cum era să iau Mercedes-ul ăsta de la reprezentanță. Trebuia să zici numai de bine pe vlog. În schimb, o firmă de genul care aduce orice brand, dacă ți aduce Opel, ți aduce Dacia, ți aduce Mercedes, îți aduce ce vrei tu, îți aduce Ferrari, Lamborghini, care l-am prezentat, era de la Webcar, te lasă să zici, bă, poți să zici și de rău, fratele meu, fă un review ca lumea, pentru că noi aducem orice mașină, nu trebuie să ții cu una sau să zici bine de una sau de rău. Hai să vă deschid un pic sub capotă, pentru că ăsta e un GLE diesel cu motor de 3.0, să vedeți cum arată pe aici. Așa. 6 cilindri, motor de 272 de cai, nu se enorm de mult, dar sincer, după cum m-am dat eu seama la condus, e ok, tot ce trebuie să fii confortabil, că o mașină cu 800 de cai, gen, hai să nu exagerăm, cu 500, cu 600, te agită. Când ai o mașină cu 600 de cai, nu mai e mașină de vedetă, ai mașină de viteză uman, știi? Asta e ok, încă să poți să faci o depășire și în același timp să te simți bine la volan, să nu-ți vină mereu, mereu să o accelerezi. După cum se vede, mașina are pacheta AMG care o face să arate demențial, deci bară, grilă diferită și pe lateral când o vezi, prag, arată super, super, super bine și, bineînțeles, e 4x4, nici nu se mai pune problema. Când deschizi în portbagaj, un portbagaj spațios, mare, nemulțumirea mea, nemulțumire, așa, minusul, mi se pare ciudată chestia asta, adică, no, putea să pună ceva mai frumos, poate chiar ceva care să electric să se tragă la GLE Coupé, la mașină de 100.000 de euro, mai ai și aici loc pentru chid de pană și ce vrei tu să mai adaugi, poate și cumpărături sau depinde ce fel de om ești, deci portbagajul clar, e unul mare, se închide, vine standard cu chestia asta, ceea ce îmi place la Mercedes, adică zice, bă, noi ducem standard închiderea din buton, nu să-ți mai fie extra dotare, care e un mare plus și o schemă și de marketing, că no, la cât începe prețul de bază la GLE, mi se pare și normal să fie standard.
pe locurile din spate ai loc pentru că GLE Coupe nu e o mașină mică. GLE e automat clasă mare, deci nu e GLC, e echivalentul, practic G vine de la Gelandewagen, practic off-roader, SUV, luxuri, E-Class, deci e de dimensiunile unui E-Class, teoretic e mare, ai loc în spate și ai loc binișor, eu chiar îți mulțumit. Nu ai foarte multe dotări, tabletele astea de aici puteți să le ignorați, că astea au fost puse de proprietarul ei original, sunt niște tablete Android, nu vin de la Mercedes. Hai să vă arăt ceva super tare la mașina asta. Și anume, cât de ușor parchezi cu mașina asta, chiar mare fiind, că e mare, are 4,90 m în lungime, deci e o mașină ho-ho-ho, vezi frumos 360 de grade aici, ai cameră în spate, ai cameră în față, și uite-te, deci nu ai cum să dai grijă la parcări, zic eu. Așa să ziceam, că îți oferă un confort destul de mare. Mașina de vedetă, nu-ți bați capul, știi, bă, am zgâriat pe cineva. Nu-ți bați capul, pentru că uite-te, te uiți în camerele laterale să vezi dacă ai respectat linia sau dacă ai bordură, să vezi dacă zgârii bordura. Te uiți în față, te uiți în față cu unghi larg. Mi se pare că la toate mașinile din viitor, chestia asta ar trebui să fie standard. Bun, în prezent e extra dotare, dar o vreau pe toate mașinile, îți dă așa o libertate cu o mașină așa de gigantică, te simți, bă, n-am stres. Ai încălzire și în volan, clar, în scaune îți vine standard, ventilația care trebuie să fie aici e extra opțiune și uite-te, încălzirea în volan e pornită de un butonaj foarte micuț, sincer, nu știu ce e cu butonul ăsta, dar nici mânerul ăsta de semnalizare și ăsta de băgat în viteză, să știți că sunt pic, uite, mai ales ăsta, opa, căpiună, e un pic cam ieftin aici, plastic ieftin. Bă, nu că nu te deranjează că ții volanul în mână, uiți de plasticul ăsta ieftin. Da, aici un pic parasolarele astea nu sunt cele mai scumpe. Dar bă, nu mă deranjează că are parasolare ieftin și că are un pic de plastic ieftin, când în rest e o super mașină cu un interior super fain, cu un exterior super fain, care arată bine. No, ăsta e adevărul, știi? Adică când cineva face un lucru atât de bine, îi iert că mai fac și un lucru rău, corpusul în plastic acolo și așa mai departe. Adică, uite de la mașina asta, nu? Poți să bași ceva divin la designul exterior? Cu greu, chiar o reușit-o, aș putea zice, chiar arată bine, chiar e ce trebuie. Și are mașina asta o funcție demențială, fii atent, te duci într-o intersecție la un semafor. Ăla e semaforul. Când te-ai oprit pe loc, ce se întâmplă? În mod automat, ți-o porni camera din față, dar numai dacă ești primul la semafor. De ce? Ca să nu faci așa, că nu vezi semaforul, pentru că semaforul, uite-te, eu acum nu-l văd, dar camera-l vede. Adică, știi, vezi seama, dacă ești într-un GLE coupe, mașină de șmecheri, mașină de vedete, nu te tochiorăși după semafor. Tu doar stai, uite, văd acum că e verde și am plecat. Și în afara orașului, îți dai seama, la fel, e o mașină care poate să fie un SUV, care poate să fie și sportiv. De obicei, oricum SUV-ul e nu sportiv, dar dintre toate SUV-urile, parcă ăsta și X5-ul, X6-le, X6-le de la BMW, chiar sunt genul care simți că, bă, poți să mergi cu el sportiv. Pilotul automat, da, merge, vede dacă e în față mașină, frânează. Mă așteptam să și mențină banda, n-o menține, adică, de exemplu, la Volvo, ai automat, îți menține și virează, tu doar ții mâna pe volan, cum ar veni semi-autonom, ăsta nu-i. Ai moduri de condus care sunt super tari, de exemplu, pam, confort, eco, off-road, în care și ridică garda de la sol, că ai suspensia, ai pneumatică, se înalță și coboară. Și tare că atunci când pui în modul sport, bă, chiar simți că automat îți accelerează un pic, ceea ce e fain, e că e făcută pe psihologia omului, știi, să simți că ai pus-o în modul ăla sport, să simți că ești la volanul unui bolid și care e pregătit să meargă, să fie sportiv, chiar dacă are sub 300 de cai, 272, cum vă ziceam, ceea ce nu e enorm de mult, te simți bine, simți că poți să facă față, uite, padele pe volan. Ce zic eu, e că trebuie pus neapărat GoPro-ul, să simți și voi cum e la volanul unui GLE Coupe. Altă viață. Eu zic că mai bine se vede și se vede foarte bine din unghiul ăsta display-ul care îl iubesc. Deci, pur și simplu, îmi place sistemul multimedia de la Mercedes și eu nu-s fan Mercedes. Adică nu pot zic că în absolut iubesc Mercedes, dar bă, mașinile lor arată bine. Îmi place cum intri aici, ai stiluri, afișaj și modifici de pe clasic, uite, sportiv, progresiv, discret. Hai să dăm pe progresiv, ca să vă arăt cum se schimbă automat. Uite, bam, pare așa mai modern cumva.
Și, de exemplu, ce îmi place mult, mult, dacă mergi noaptea și conduci, îl pui pe modul discret și fii atent. Încearcă cumva să fie cât mai puține informații, cât mai puține lumină, să-ți calmeze ochii, știi, să-ți arate bine și, bun, e aproape gol. Dar e modul de noapte, ăsta chiar e cu intenție făcut și nu se activează noaptea, dar să-l pui tu și zici, bă, să nu mai înfie multe chestii. Uite, modul sportiv, bam, poți să schimbi ce îți arată aici în meniul central, uite, consumul instant, bam, poți să schimbi ce-ți arată în stânga, uite-te, ai schimb de pe vitezometru, mă arată înclinația, gradele, panta, care e destul de folositor pe off-road, bănui, poți să-ți arate muzica, radioul care îl folosești, poți să vezi, uite-te, trip-ul, deci totul e configurabil și asta pe ecranul din stânga, dar și pe ecranul din mijloc, dar și pe ecranul din dreapta, unde, hai să mai dăm, schimbi, faci din turometru, uite-te, îți arată garda la sol, acum garda e minus 1 pentru că e în modul sport, dacă revin pe modul confort, garda crește pe 0. E foarte, foarte configurabil meniul ăsta central, e o chestie care mie mi se pare un foarte mare plus, uite, forțele G, deci practic, uite, maps-ul, navigația, poate să-ți arate o grămadă de informații, ceea ce e foarte tare, că asta vrei de la o mașină modernă, să aibă cât mai multe meniuri, cât mai multe informații, să-ți dea, că de-aia-i da banii pe ea, pentru că, vă ziceam, e cam 100.000 de euro un GLE Coupé de ăsta. O să las link-ul în descriere exact de la GLE-ul ăsta, de la Webcar, de la GLE ăsta cupeu, să vedeți anunțul în cazul în care sunteți curioși. Dar fiind 100.000 de euro, e mult, e o casă, tu-ți dai seama, adică un apartament, îți cumperi un apartament într-un oraș fain, nu știu, Cluj, București, de 100.000 și zici, da mă, da, e 100.000, da, uite-te, e superbă mașina, e superbă, nu neg. Dar în 5 ani de zile, cât o să fie mașina asta? 25.000, 30.000, adică acum ai... Cel mai șmecher SUV, poate poți să zici, de asta, normal, mă, nu comparăm cu Lamborghini Urus și cu eu mai știu ce, și în 5 ani poate mașina asta e nimic. Ceea ce îți dă un pic de gândit, te face să te gândești, bun, cumperi mașina asta, dar câți bani trebuie să ai, nu știu, ce fel de om trebuie să fii, pentru că dacă ai 100.000, eu sincer spun, probabil aș lua un apartament sau aș face un business. Deci e clar o mașină pentru oamenii care au mai mult de 100.000. Deci nu, dacă ai 100.000, îți cumperi mașina asta de 100.000. Poate dacă ai 500.000, ției. În fine, ăsta a fost vlogul. Dați un like dacă vreți să mă susțineți, un subscribe dacă vreți să mă vedeți mai des. Ca de obicei, încurajez să vă lăsați părerea în comentarii, să-mi scrie, să povestim, încerc să le citesc pe toate și să răspund la cât mai mulți oameni. Ăsta a fost vlogul, eu am fost Andrei, nu uitați de Webcar, băieții foarte, foarte faini care mi-au dat GLE-ul ăsta coupé pentru ziua de azi. Deci nu mi l-o dat cu totul, stați să înțeleagă. Mi l-o dat să mă plimb și eu să fac un vlog. Și ne vedem la următorul. V-am pupat! Salut!